sare pe geam. Au trecut aproape 3 săptămâni de la incendiul care a izbucnit de la secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Imaginea unității medicale pare desprinsă dintr-un film de groază. Saloane pustii, pereți arși și nici urmă de pacienți. Aceste saloane, după cum se vede, nu au fost afectate de incendiu care a avut loc în terapie intensivă. Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța nu înțeleg de ce nu se pot întoarce la muncă în unitatea sanitară, având în vedere că, spun ele, restul secțiilor sunt funcționale. Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța i s-a ridicat de către DSP autorizația de funcționare. La acest moment este funcțională numai secția spitalizare de zi HIV și centrul antirabic. Însă legea spune că pentru ca spitalul să-i poată primi în siguranță pe pacienți și angajați, sunt necesare mai multe avize. Conducerea instituției afirmă că a început procedurile pentru ca spitalul să poată fi redeschis. Suntem într-un proces de reevaluare a clădirii, astfel încât să putem să funcționăm în siguranță în continuare. Se evaluează structura de rezistență, sunt proiecte de verificare a instalațiilor electrice, sanitare, proiect pentru siguranța la incendii. Spitalul nu funcționează în momentul de față, iar medicii cer autorităților sprijin și investiții. Același lucru solicită și cadrele medicale. Acestea și-ar dori ca autoritățile locale să intervină cât mai urgent. Primarul orașului, Virgil Chițac, a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care anunța personalul instituției sanitare că va face tot ce este posibil pentru a veni în sprijinul lor. Voi exprima disponibilitatea primăriei de a aloca fonduri pentru deschiderea părții neafectate a spitalului pentru că înțelegem urgența și necesitatea unor paturi suplimentare. De asemenea, vom contacta un specialist în vederea efectuării unei evaluări care să ne arate ce să achiziționăm și ce categorii de lucrări trebuie să facem. Însă voi avea nevoie și de o decizie a Consiliului de Administrație al spitalului dacă se va considera că aceasta este calea de acțiune, a spus primarul municipiului Constanța, Virgil Chițac. La ora actuală, personalul medical al unității sanitare care a luat foc la începutul lunii octombrie lucrează în alte spitale din județ, însă doar o parte dintre medici, asistente și infirmiere tratează pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2. Am reușit detașarea a 100 de persoane, fiind cadre medicale cu experiență bogată în îngrijirea pacienților cu COVID. Noi am făcut demersul către conducerile spitalelor, mai ales către cele care tratează bolnavi COVID, ca să preia prin detașare. Dacă discutăm de transfer, atunci înseamnă că spitalul nu poate să-și recupereze personalul după ce vor redeschide unitatea. Din cei aproximativ 270 de angajați, există și persoane care nu au fost detașate la nicio unitate sanitară, susțin unii medici. Se pune însă problema întregului personal care nu a fost detașat până la acest moment, fiind vorba de 102 angajați permanenți, precum și de situația celorlaltor angajați pe perioadă determinată, respectiv 64 de angajați. Și constanțenii așteaptă o rezolvare cât mai rapidă. Aceștia sunt de părere că orașul lor nu poate rămâne fără un spital unde pacienții cu boli infecțioase ar putea fi tratați. Să se rezolve cât mai rapid, cât mai repede situația, pentru că suntem un oraș mare, cazurile sunt foarte multe. Ce să spun despre așa ceva? Nu funcționează, fiindcă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nenorocire. Cine-i de vină, nu se știe. Autoritățile trebuie să facă mai mult decât face. Pe cum merge în România, văd că nu se mișcă absolut nimic. Personalul medical își pune bazele în autoritățile constanțene. Abia așteaptă momentul în care își vor putea relua activitatea așa cum obișnuiau să o facă până acum. Sănătatea pacienților stă în mâinile lor, iar acesta este motivul principal pentru care nu își pierd speranța.